Miercuri, elevii din Buzău ar fi trebuit să înceapă cursurile în clasă, după ce timp de o lună au studiat online. Toate unitățile de învățământ preuniversitar sunt închise fizic din 9 noiembrie, iar pe 9 decembrie ar fi expirat perioada de 30 de zile din ordinul de ministru. Însă, având în vedere evoluția situației epidemiologice până la data de 7 decembrie, care arată o creștere a numărului de persoane infectate, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a luat decizia de a prelungi perioada în care cursurile se desfășoară online. Până la intrarea în vacanța de iarnă, adică pe 22 decembrie, elevii vor continua cursurile de acasă. Ultima hotărâre a Consiliului, hotărârea 57 a Consiliului Național pentru Situații de Urgență, reiterată printr-un ordin de ministru, prelungește activitatea didactică în online din 9 decembrie până în 23, respectiv până la vacanța de iarnă a elevilor. La nivelul județului Buzău, aproape 10.000 de preșcolari, circa 18.000 din învățământul primar, 16.000 gimnazial și aproape 15.000 din învățământul liceal și profesional învață online din 9 noiembrie.